dimineața în mare fel. Wake up! La Radio 21. Pentru că aveți această piesă în dormitor, am pregătit pentru voi un quiz de dormitor. Ok. Așadar, într-un minut o să trebuiască să răspundeți la 10 întrebări despre dormitor. Ok. Să-mi spuneți când sunteți gata. Suntem pregătiți. 1. Unde se doarme mai bine, la margine sau la perete? La margine. Bun. 2. Perne mari, tari, mici, moi? Niciuna. Mici și multe. Mici multe. Și tu, de ce? Nu-mi place să dorm cu pernă. What? 3. Pijamale, boxer, tricou, nimic? Boxer. Bun. Minelis? Nu știu dacă... Ați trebuit să vedeți expresia de căprioară Bambi. Așa, da? Nu știu ce să zic. Mai bine nu răspund. Nici goală, dar pe acolo, pe undeva. 4. În dormitor e ordine sfântă sau sunt mai mult chestii aruncate? Haos. Ordine. Ordine sfântă. Uite-te la ei, ce diferență. 5. Dormit cu ciorapii pe picioare sau piciorul gol? Gol. Gol. 6. Vreodată somnifer sau n-aveți probleme cu insomniile? N-aveți probleme. Fără. Valeriană, de astea n-am. Valeriană. Melatonină. Nu. 7. Dormit în brațe sau împrăștiat pe topatul? Și. Împrăștiat. Ce preferați? Împrăștiat. Împrăștiat? Da. Și în brațe, pentru cine dorme în brațe, Mineli, în cazul tău, lingura mare sau lingura mică? Adică ești ținut în brațe sau ții tu în brațe pe cineva? Și, doamne, dar ce, dorm doar într-o ce-ți poziție? Ce-ți place mai mult? Versatilă, mă, Mineli. Da, exact. 8. Ești hoț de plapumă sau păgubit? Păgubit, o da. Hoț. Și tu ești hoț. Bun. 9. Postele cu artiști, ați avut vreodată în dormitor? Da. Nu. Eu am avut. Cu cine? Cu 300. Și ultima întrebare, care este dormitor? Probabil v-ați mutat de multe ori până acum, adică da. Spun că ați de avut mai multe. Ori. Unde e dormitorul cu cele mai multe amintiri? În ce zona? A Bucureștiului, a țării? A, București unde? Noi. În București noi ce s-a întâmplat acolo? Lucruri noi. M-am căsătorit. Lucruri noi în București. Vezi? Oamenii fac oameni noi. Da, în București noi. Pe undeva. La munci? La munci. Garsoniera, două camere de comandat, cum era apartament? De comandat. Acolo ai stat cu fetele, nu? Uh-huh. Asta, mi imaginam. Dimineața în mare fel. La Radio 21.